Marcin Amicalul jucat împotriva celor de la CSM latina, Universitatea Creva s-a impus lejer cu 4 la 0, iar Bitriță, care a jucat dezvolt a deblocat tabela. El a evoluat extremă stângă. Echipa de start a fost următoarea. În poartă Popescu, jucători de câmp Borța Mendi, Silva, Bancu, Crețu, Creciu, Ivan, Danciu, Mitriță și Colici. Au mai intrat pe teren în repriza a doua, Lazar, Vlădoiu, Mitran, Tomaș Îngândon, Căpățână, Mateiu, Ișvan, Rogulic și Marcovici. Până în acest moment, Universitatea Creva a făcut următoarele schimbări. La capitolul veniri, doar Alexandru Mitriță, în vârstă de 28 de ani, extremă stângă, venit de la New York City, liber de contract. Revenir după împrumuturi, Florin Borța, 24 de ani, fundaș dreapta, Ionus Mitran, 21 de ani, fundaș dreapta, Atana Strică, 18 de ani, atacant, Marian Danciu, 21 de ani, extremă stângă. La capitolul plecări putem nota Bogdan Mitra, 35 de ani, fundaș central, Bogdan Vătăjelul, 30 de ani, fundaș stânga, Valerica Găman, 34 de ani, fundaș central, Jean Baptiste Mendy, 19 de ani, fundaș central, Ionuț Vână, 28 de ani, mijlocaș central, Sergiu Hanca, 31, extremă dreapta și Ivan Martici, fundaș dreapta, 32 de ani. Mihai Rotaru a declarat că se află în negocieri cu un coordonator de joc din afara țării.